Organizarea alegerilor prezidențiale în Moldova a fost discutată de ministrul Justiției Fadei Nagacevski și conducerea Comisiei Electorale Centrale cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ei au discutat despre modificarea codului electoral și a legislației conexe în contextul opiniei comune a Comisiei de la Veneția și OSCE. Subiectele principale au vizat oportunitatea adoptării proiectului de lege până la data lansării oficiale a campaniei electorale, care, potrivit termenului legal, va începe la 2 octombrie 2020. Oficialii au vorbit și despre organizarea scrutinului prezidențial, atât în țară cât și peste hotare, în contextul pandemiei și importanța organizării unui webinar privind schimbul de bune practici pentru organizarea alegerilor pe timp de pandemie și experiențele țărilor europene.